Vom deschide împreună Sfânta Scriptură în Proverbe, capitolul 21 și vom citi pasajul biblic de la versetul 10 până la versetul 31, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 668. Proverbe, capitolul 31, începem citirea cu versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de necoț de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când încă este noapte și dă hrană casei sale și împarte lucruri de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitor și are haine din subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Stimați frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mă bucur că în seara aceasta sunt împreună cu dumneavoastră, conform programării făcute mai înainte cu bordul dumneavoastră de conducere. În seara aceasta vom avea o tematică de familie, tematică care necesită atenția noastră, mai ales pe segmentul respectiv. De aceea, după cum au putut vedea copilașii, în timp ce voi ați cântat, eu am fost foarte liniștit, am cântat împreună cu voi. Vă rog ca în timp ce predic eu să fiți foarte liniștiți și să ascultați ce spun eu, Doamne ajută! Totodată, pentru soți, pentru soții, pentru tineri care urmează să se căsătorească, e foarte important ca anumite informații să le avem din timp, pentru că la vremea potrivită va trebui să le aplicăm și să știm ce avem de aplicat. Nu poți aplica dacă nu știi ce. Te gândești câteodată ori ce ar trebui să fac eu aici. Dar pe măsură ce strângi informațiile acestea, la vremea potrivită te vor ajuta. Atunci când se vorbește despre viața de familie, se discută despre multe lucruri importante pentru soț și pentru soție. Însă unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le primim și pentru care ne trăim viața în sfințenie și curăție este binecuvântarea Domnului. De fapt, diferența în viața de căsnicie o face dacă ai sau n-ai binecuvântarea. De aceea e important pentru tine, și vom vorbi mâine seară, să slujești Domnului. De aceea e important să-ți păstrezi viața în sfințenie, în castitate și curăție, ca să poți primi binecuvântarea maximă pe care ți-o oferă Dumnezeu. Pentru că sunt persoane care nu primesc această binecuvântare. Însă la nunta lor primesc cadouri, apartamente, mașini, primesc o grămadă de bani și fără binecuvântare să alege praful din tot. Și sunt persoane care își văd de drumul lor. Nu au ce să le dea părinții, nici ei n-au cine știe ce, dar Dumnezeu le dă binecuvântarea și binecuvântarea asta însoțește toată viața. Și urmează și pe copiii copiilor lor. De aceea e importantă binecuvântarea. În mâine seară vom vorbi de subiectul ăsta. În seara asta vorbesc celor ce au primit binecuvântarea. Mai mare sau mai mică, dar au primit-o. Și soțul și soția pot înmulți acea binecuvântare a Domnului sau o pot pierde și pe aia care au primit-o până la momentul acela. De aceea e important să vedem cum păstrăm și înmulțim binecuvântarea Domnului. Am ales textul acesta biblic care e un text predominant pentru soții, pentru doamne, pentru surori. Ea. Și normal, pentru că e așezat în Sfânta Scriptură și aici sunt sfaturile unei soacre cam cum trebuie să arată noarza. Și e normal ca ea trebuie să fie, ea trebuie să lucreze, pentru că Lemuel va fi împărat. Și ea prezintă cam cum ar trebui să fie nevasta împăratului.
Eu o să doresc să fiu echitabil în domeniul acesta și o să vorbesc despre câteva atitudini ale soției și ale soțului care păstrează și înmulțesc binecuvântarea. Mai este o mică problemă înainte de a intra în subiect. Cu cine începem? Marea problemă a comunităților noastre este că bărbații ajung la amvon, conform învățăturii Sfintelor Scripturii. Și recunosc și eu lucrul ăsta. Când vorbim despre ce trebuie să facă soțiile, așa ni se dă și avem o har și parcă nu ne mai oprim. Și când vine vremea, ce trebuie să facem? Noi, fraților, mai este mult de învățat, nu mai avem timp să încheie slujba și surorile cam comentează și spune, băi, dacă ar începe să predice cu adevărații vinovați pentru care nu merg familiile noastre bine, adică cu ei, cred că s-a mai rezolvat ceva. Dacă am vota din nou, ar câștiga surorile. Dacă am vorbi, vorbesc dublu cât noi. Și câteodată ne simțim pierduți așa. În Sfânta Scriptură, în mod special în Noul Testament, există trei texte consacrate vieții de familie, respectiv Efeseni, Coloseni, scris ambele de Apostolul Pavel, și Apostolul Petru scrie în întâia sa epistolă, capitolul 3, un pasaj biblic despre familie. Cunoașteți că după ce nu va mai fi pământul și istoria va dispărea, cuvântul Domnului rămâne în veci, că e infailibil. În cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, cu cine începe învățătura Duhului Sfânt în viața de familie? Cu cine? Cu soțul sau cu soția? În toate trei texte biblice, dumneavoastră să verificați acasă, Biblia începe așa. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Știu că vă uitați așa la mine, chiar că așa-i? Așa-i. Așa-i. În Petru, parcă Petru mai completează ceva. Abia la 7-lea verset spune, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru. Există și o prioritate în domeniul ăsta. De aceea eu o să fiu tributar învățăturii Sfintelor Scripturi și, stimate surori, o să încep cu atitudinile pe care trebuie să le aveți dumneavoastră în familia creștină ca să păstrați și să înmulțiți binecuvântarea Domnului. Prima atitudine, o femeie credincioasă, o soție credincioasă, se teme de Domnul. Versetul 30, partea a doua. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Stimate surori și soții, e foarte important ca în căsătoria în care te-a așezat Dumnezeu să dezvolți temerea de Domnul, pentru că va fi definitorie. Lângă soțul la care te-a așezat Dumnezeu, vei observa momente în care va trebui să-i răspunzi într-un anumit fel și chiar ești ispitită să-i răspunzi într-un anumit fel. Cunoașteți foarte bine, și asta nu e o scuză pentru noi, că bărbatul a fost făcut din lut, din material neprelucrat. Din lut. Femeia n-a mai fost făcută din lut. Vine Adam și spune, asta aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, finețea, asorteurile, lucrurile pe care le poate vede, capacități deosebite le este date, pentru că e material prelucrat. Te căsătorești cu cineva care aparține de mediul respectiv mai butucănos, așa, mai primar, așa. Unii dintre autorii creștini au scris o carte foarte interesantă care spuneau femeile sunt de pe Venus, bărbații sunt de pe Marte. Deci suntem de planete diferite. Cu toate că plecăm în căsnicie să-l facem pe el ca noi, cu toate acestea nu reușim să mergem pe aceeași frecvență, pentru că chiar suntem de pe planete diferite. Și câteodată nu-l înțelegi pe cel de lângă tine. O femeie care se teme de Domnul îi face bine soțului ei, chiar dacă soțul ei nu este perfect. Spune Sfânta Scriptură în versetul 12, în felul următor, ea îi face bine și nu rău în tot timpul zilelor sale. O femeie care se teme de Domnul va urmări binele soțului său. Câteodată soțul ar merita să mănânce măcar o săptămână conserve. Câteodată ar merita o anumită răzbunare, dar femeia nu trebuie să se raporteze la ce merită el, ci la ce îi spune Domnul de care se teme ea ce trebuie să facă. Foarte multe soții nu mai au raport cu Domnul. Și vis-a-vis de soțul lor, pentru că azi e senin și îi dă flori, îi dă mâncare caldă și tot ce mai trebuie este, când soțul la un moment dat e iritat de ceva, de la locul de muncă, sau efectiv nici el nu știe prea bine ce cu el, dintr-o dată ea începe să ia niște măsuri represare în familia respectivă. Normal că în familia aceea viața merge sinuos.
Nu știi, acum ești sus, nu știi mâine cum va fi. O soție care se teme de Domnul, de stabilitate acelei familii, făcându-i bine soțului ei. Și cel mai mare bine pe care îl poate face o soție soțului ei este să-l respecte în ciuda slăbiciunilor sale. Toți avem slăbiciuni. Că pozăm bine pe rețelele de socializare, în biserică, zâmbim cu gura până la urechi, dar pe lângă multe calități avem slăbiciuni. Eu am exemplul ăsta pe care îl dau, câtă vreme tinerii nu sunt căsătoriți, se prezintă în fața unei tarabe, a unei mese, așa, și de obicei când te prezinți acolo, te prezinți cine ești. Și cel din spatele tarabe îți spune marfă calitatea întâia. Se roagă, postește, merge la biserică, dar el pe lângă marfă calitatea întâia pe care o afișează, pe care o prezintă, are pe sub tarabă și marfă calitatea a treia. Și marfă stricată câteodată există sub tarabă. Câtă vreme stai în fața tarabei, vei vedea numai marfă calitatea întâia. Câtă vreme ești în prietenie cu cineva, când curtezi pe cineva, vei vedea marfă calitatea întâia. Căsătorie înseamnă să nu mai stai în fața tarabei, să intri după. Și când ai intrat după tarabă, nu vezi numai marfa calitatea întâi. Vezi și calitatea a doua și marfă stricată. Vezi defecte, vezi slăbiciuni, vezi carențe de caracter. Ce faci atunci? Te duci la socrii? Să-i spui cum de moștut și nu mi-au spus? Aduni comitetul? Când eu m-am căsătorit, am pus marfă calitatea întâi în față. Că nu puteam altfel să o păcălesc pe nevastă mea. Marfă calitatea întâi. Cum fac toți? Am pus acolo tot ce știam eu. Dar știam că am lucruri cu care mă lupt și aș vrea să le rezolv. Dar erau acolo, didisub, nu-i spun ei acum ce îi spui la un... Când ne-am căsătorit, ea a intrat după tarabă și mi-a spus, Virgil, e foarte interesant, marfă calitatea întâi, tu predici Evanghelia, tu ești dirijor de cor, tu... așa, dar aici care e situația? Ei, da, ce marfă, e pistoc la noi acum, știi? Când prumuturile mele devin șalii ale, nu? Când te-ai căsătorit, totul e acolo. Și ea îmi spune în momentul respectiv, îmi permiți să te ajut? Și am spus, da, m-am dus și eu după taraba ei. Am găsit și acolo, dar nu așa mult ca la mine. Am găsit, i-am spus, îmi permiți să te ajut? Da. Oricum voi faceți asta. Dacă aveți niște soți căruia le place să mai exagereze lucrurile și aveți o soție care ar vrea să stea de vorbă cu voi, dar nu are timp, când vă întruniți undeva la o masă sau la o nuntă undeva, începe soția ta să vorbească, să povestească, nu mai are nimeni în rând. Și în momentul ăla, pe sub masă, tu vezi că ea numai o tinge așa pe pantof și ea dintr-o dată se oprește așa și toată întreabă, și ce mai urmează? Nu mai urmează nimic, gata, s-a terminat. După care începe soțul, și-a cumpărat o mașină acum și are o grămadă de cai putere și merge și soția nu mai dă sub masă, îi dă un bip scurt așa, că-l dor coastele vreo două zile și spune în felul următor, nu e așa bună mașina, n-are atâția cai, are niște măgari amărâți, o carbu parte, o murit, nu mai merge cum mergea, asta e situația. De ce? Pentru că vă dați seama că la un moment dat aveți anumite greșeli și vegheați unii asupra altora. Biserica e cam tot aceeași. De-aia e bine să fim constat la biserică. Pe lângă calitățile noastre, frații mei observă domeniile în care ne luptăm cu ele și vin să ne ajute. Doamne ajută! Dacă înțelegi, asta vei pricepe. Dar nu-i domeniul bisericesc acum. O soție credincioasă îi va face bine soțului ei chiar dacă are deficiențe. Avram a avut slăbiciunile lui, cu toate că era prietenul lui Dumnezeu. A rugat-o pe nevasta de frică să se dea sora lui numai ca să nu moară el. Cu toate că era prietenul lui Dumnezeu și putea să spună Dumnezeu pe mine mă apără. Alt prieten ca mine nu mai are în generația asta. Și nu știu câte generații după aceea nu o să aibă. Ca atare Dumnezeu e atât de puternic, mă poate apăra de oricine, efectiv. O rugat-o pe Sara, dă-te sora mea ca eu să scap cu viață. Și cu toate astea, spune Sfânta Scriptură în Petru, soțiile noastre trebuie să fie ca Sara, care îl numea pe Avram domnul ei. Și acum le mai spune la surori, cât vreme bărbatul are 30 de ani, ți-e ușor să-l numești domnul tău. La 40 de ani mai are și firmă, e ușor să-l numești domnul tău. Când Sara îl numea pe Avram domnul ei, Avram avea venerabilă vârstă de 100 de ani. Primul care dispare în familie este tocmai respectul. De aceea un proverb a unui popor spunea, toate fetele sunt bune. Câtă vreme ești licurtez, ești în prietenie cu el, toate-s bune. De unde te nevestirele?
Din fetele alea bune se transformă dintr-o dată în neveste rele. Dispare respectul. Respectul îi dispare din cauza familiarismului, te obișnuiești. La început îi iubi, îi amore, numai inimioare îi trimiți. După aceea e ăsta, al meu, și la un moment dat îi spune tati sau altfel, îi spune bunii sau cine știe cum. Dar de ce nu mai spui ca înainte? Pentru că dispare respectul. Și spune Sfânta Scriptură aici, ei face bine și nu rău. Și vă spun eu, stimate surori, câtă vreme vă veți respecta publicul, bărbatul atât în public cât și în privat, va fi bine. Al doilea lucru pe care îl pun mai cu mască așa, stimate surori, este o soție, îi face binele soțului ei împlinindu-i nevoile intime. Bărbații sunt construiți de Dumnezeu să fie provocați, folosesc din nou un termen destul de rejer, să fie provocați prin vedere. Deci ei tot ce văd procesează și mai ales ce văd în domeniul acesta feminin, procesează și o iau ca o încărcătură, ca o provocare, sunt creați așa. Foarte multe femei nu-și dau seama, spun, domnule, eu vin îmbrăcată foarte cochet la biserică, bărbații ăștia nu știu cu ei, ar fi bine frații păstori să fac un punct negru undeva pe el, toți se uită la punctul ăla, ce toți se uită atâta? Noi suntem creați să ne uităm, să vedem, nu ne putem uita la un stâlp ca la o femeie, este o diferență. Din pricina societății noastre foarte dezbrăcate, foarte mulți soți creștini îs provocați și apar în mijlocul familiilor lor în starea aceasta. O soție credincioasă știe să nu rămână datoare. Dați-mi voie să vă citesc un text care se citește destul de rar, dar e locul unde trebuie citit. 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 2, spune așa, totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț, tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta sa. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bunăvoială, pentru un timp, ca să vă îndeplinciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreuneați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Avem două probleme aici. Unu, nestăpânirea și doi, satana. Suntem expuși, în mod special partea bărbătească este expusă. De foarte multe ori partenerul, soția, nu înțelege expunerea aceasta. Nu înțelege nevoia aceasta. Și vedem doamne cochete, frumoase, elegante, venind în biserică, dar cu datorii. Fă-ți datoria în domeniul acesta. Implicit trebuie să vorbesc și bărbații au nevoie să facă lucrul acesta. Foarte multe probleme de consiliere spirituală se ajunge aici. Discutăm până atunci de gust la mâncare, de haine călcate, de curățenie în casă, dar când ajungi la rădăcină, ajungi aici, totdeauna. Că după aceea, dacă problemele astea sunt rezolvate, vine omul și călcat în adunare. Vine și cu mâncarea nesărată, o mănâncă așa, fără probleme. De ce? Pentru că e rezolvat o problemă spinoasă. De aceea e important, la asemenea, de discutat, o soție care se teme de Domnul, își va respecta soțul și își va face datoria. Al doilea lucru, care e important din textul acesta biblic, o soție credincioasă este atentă la ceea ce se întâmplă în familia ei. Spune Sfânta Scriptură aici, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea ale nevirii. Dacă nu suntem atenți și atente, stimate surori, vom fi atenți la ce se petrece în altă parte, în alte case, în alte familii, cu alți copii și cu alți bărbați. Dar nu vom fi atenți ce se întâmplă la noi în casă. Vom pierde creșterea proprii noștri copii, înclinațiile lor, dorințele lor, le vom pierde, pentru că nu veghem asupra ce se întâmplă acolo. În spiritul modern al vremii, e oarecum să spui că ești casnică, că îți îngrijești copiii pe care ți-a dat Domnul. E oarecum, însă bașugat are mult. Cea mai înaltă profesiune pe care o puteți avea este să vă creșteți copiii pentru împărăția Domnului. Amin. E cel mai înalt lucru pe care îl puteți face. Restul, că vă rămâne o diplomă sau o pensie bună, nu uitați, că
că Dumnezeu este suveran peste viața noastră, peste ființa noastră. Și dacă te-a onorat Dumnezeu să ai și copii, primul profesor, educator și călăuzitor în viață a trebuit să fie mama și tata să completeze educația. E foarte important de știut lucrul acesta. Surorile creștine trebuie să se învețe, să fie atente că familia înaintea carierei, înaintea oricărui hobby, înaintea oricărei probleme, familia ei trebuie să primeze. Uită-te la ce se întâmplă acolo. Învață-ți fetele să facă mâncare și cu curățenia. Învață-ți băieții să fie disciplinați și să respecte. Învață! Învață lucrul acesta. Ești chemată nu numai să fii imaginea soțului tău, ci ești chemată să-ți educi copiii într-un spirit corespunzător, în primul rând al bunului simț și apoi pe calea Domnului. Spune Sfânta Scriptură în textul biblic, fiii ei se scoală și o numesc fericită. Cine credeți că i-a învățat pe fiii ei vecinii? Liderii de la școala duminicală? Nu. Mama se ocupă cu lucrul acesta. Când înveți să-i cinstești pe oameni, să-i numești într-un anumit mod, să-i complementezi pe oameni, aceea este o mamă care își pregătește copiii pentru viață. Își pregătește copiii să fie într-o zonă binecuvântată. Există de foarte multe ori familiarismul acesta și în educația propriilor noștri copii. Când copiii noștri cresc, sunt bucățică ruptă din noi și când câteodată noi credem că la polițist, la păstor, la un domn sau o doamnă trebuie să-i spunem te rog frumos, dacă vreți, dacă găsiți de bine. Deci cuvinte așa care zone tampon pentru a fi respectoși. Considerăm că în familie nu trebuie să se poarte asta. Stimații mei, greșit. În cadrul familiilor creștine ar trebui să vă învățăm să vorbim frumos. Îmi aduc aminte că la un moment dat stăteam și studiam ceva și am spus la unul din copiii mei, te rog frumos, adu-mi un pahar de apă ca să nu mă mai ridic de aici. Și el îmi spune, da, tate, imediat. Se duce, îmi aduce un pahar cu apă și îmi spune, poftim. Mi-a spus, mulțumesc. Și îmi spune, cu plăcere, în numele Domnului Iisus Hristos. Măi, dar unde sunteți? La ambasada aici? Vorbiți așa, discuți cu altă putere nucleară? Ce... Nu, nu, vorbim normal. Așa se vorbește într-o familie creștină. Într-o familie creștină nu îi spune, du-te măi, vină măi. Nu, nu, ai o ființă. O ființă pe care trebuie să o ții aproape. O ființă care, cum ne arată cartea Proverbelor, se scoală de dimineață și înainte de a întreba, mami, ce avem de mâncare? Spune, fericită ești mami. Mă bucur că te văd. Cine crezi că învață lucrurile astea? Mama aceea care e acolo. Și tata când vine acasă întărește această convingere. Suntem chemați într-o lume în care ni se ia timpul și ni se spune mergeți pe rapid, nici măcar cuvintele nu mai scrim în întregi. Dar suntem chemați să învățăm lucrurile acestea, pentru că astea dau frumusețe și splendoare vieții. S-ar putea să n-ai banii pe care ți-i dorești, s-ar putea să vină vremuri mai grele. Dar știți, mult face o vorbă frumoasă din partea unor oameni care te cunosc cel mai bine. Și ce frumos este să știi să apreciezi și să vorbești când vezi proprii tăi copii cum se poartă cu tine. Observ din zilele noastre de astăzi multe mame care au pierdut vremea asta. Văd aici care le așteaptă momentul acesta. Educați și vegheați asupra educației copiilor voștri. Pentru că din Scriptură ni se spune despre o femeie care era roabă și nu va ea. De sute de ani erau robi toți. Iochebed, mama lui Moise. Nu l-a avut pe Moise mult timp la dispoziție, doar până la vremea încercării. După unii care studiază Biblia ar fi 3 ani sau 7 ani maxim. După care l-a dat la școala lui Faraon, cea mai ilustră școală a vremii. Diaconul Ștefan spune că a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Noi nu știm cum s-au făcut piramidele, el a învățat. A învățat toată strategia militară a egiptenilor. Tot ce aveau la vârf la momentul acela era din casa regală, a învățat. Și la vârsta de 40 de ani, ca un de lemnul pe apă, a ieșit ceva. Că el nu este egiptean, că el este evreu, că el n-are o grămadă de azeități, ci are unul singur, Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Și cartea Evrei ne spune că a socotit mai de preț ocara lui Hristos decât plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru că avea privirile ațintite spre... Cine a spus asta, Faraon? Nu, mama. În timpul anilor care l-a îndreptat. Cine ne împiedică pe noi să facem același lucru? Dorința de a ne concura cu alții
Dorința de a ne cumpăra lucruri care nu ne trebuie ca să uimim pe oameni la care nu le pasă? Ce anume? Stimate surori, vegheați asupra celor ce se întâmplă în casa voastră. Vegheați ca casa voastră să fie un loc a ospitalității. Am întâlnit mame care au făcut ca în casa lor să fie așa de frumos, că toți tinerii din prin prejur doreau nu se servească ceva, să stea acolo. Băi, lăsați-mă și pe mine să stau aici, așa e de bine la voi. Veneau alții și spuneau, măi, dar sunteți din aceeași biserică. Tu nu știi ce e la noi în casă. Tu nu știi. Păi, dar cum de aici știi? De eu văd cum vă purtați voi. Eu văd că aici e o plăcere. Dați-mi voi să stau. Câteodată se rugau de lăsați-ne să dormim aici, fetele la fete și băieți la băieți. Să stăm aici că așa ne place. Pentru că o mamă n-a excelat în altceva, ci a excelat veghind ca locul acela unde se adună de fiecare dată familia ei să fie un loc al prezenței lui Hristos. Dacă învățăm lucrul acesta, vom reuși și vom menține binecuvântarea Domnului, care, permiteți-mi să vă spun, pe lângă că am primit-o noi și o mulțim, o transmitem copiilor și apoi prin ei nepoților noștri, să ne ajute Dumnezeu. Prima atitudine care păstrează binecuvântarea Domnului este temerea de Domnul. A doua atitudine este atentă la ceea ce se petrece în casa ei. Și ultima atitudine, pentru că vreau să intru la frați, că de obicei ei rămân supărați, că nu mai este timp de învățătură. Ultima atitudine, ea vorbește cu înțelepciune. Spune Scriptura, versetul 26, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Sesizați cuvântul, ea deschide gura, nu că vorbește. O femeie credincioasă trebuie să știe când trebuie să tacă înainte de a vorbi. Sunt momente în viață când efectiv e mai avantajos și mai benefic să taci. Se spune că performanța cea mai mare pe care o are o femeie creștină este să știe că soțul ei a greșit și ea se poate tăcea din gură. Că de obicei mă mănâncă limba. Imaginați-vă că conduceți lângă soțul dumneavoastră și cum nouă ne place să ne credem atot știutori, greșim drumul. Bineînțeles că GPS-ul nu-l punem cu oricum știm noi mai bine drumul decât Google și mergem pe drum și la un moment dat tu îi mai și spui soțului tău, dacă s-ar putea că drumul ăsta nu-i bun, bărbatul sigur spune, cum să nu fie bun dacă conduc eu? E bun. Merge așa o bucată, la un moment dat nici lui nu îi se pare că lumul e bun. Întreabă un nene pe drum, nene, vreau să ajung în orașul cu tare. Păi, domne, ai rătăcit, trebuie să te întorci 100 de kilometri înapoi. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să vă întoarceți înapoi. Dacă în dreapta te așteaptă cineva așa, ai încurcat-o. Dar dacă în dreapta cineva zâmbește și spune, dragă, nu e nicio problemă, ne întoarcem înapoi. E o femeie care păstrează binecuvântarea, slăvit să fie Domnul. Că suta aia de kilometri, dacă o întoarci înapoi și ea a zâmbit numai, e o plăcere, e o cântare. Și vine soțul și spui, dragă, te admir, efectiv. Eu supărat pe mine. Și tu, dragă, se mai întâmplă. Asta e o soție care știe să tacă. Dar dacă ea începe să zic, și te-am spus de atâtea ori, și cu o tare, tu totdeauna faci așa. Dă-ți seama 100 de kilometri ce e acolo. Dă-ți seama, binecuvântarea se pierde. Dar toate astea trebuie să învățate. În primul rând, ea își deschide gura cu înțelepciune. În al doilea rând, când deschide gura și vorbește și are învățături plăcute, se concentrează nu atât de mult pe greșeală, ci pe recuperare. Se concentrează să poată ajuta casa ei, că nu-i ajută la nimic să aibă lângă ea un soț nervos pentru o săptămână. Se gândește cum rezolvă problema, ca soțul ei să poată fi îndreptat, să nu mai facă acea greșeală. Din punctul ăsta de vedere, imaginați-vă dumneavoastră că în Vechiul Testament este scris că David, înainte de a fi împărat, a fost comandat de mercenari. Avea câteva sute de oameni cu care stătea în slujba unor puteri care îi plăteau mai bine. Și într-o zi, David și-a pus tabăra undeva care proteja turmele lui Nabal. Ăla era un oier de pe timpul respectiv, avea oi multe. Până atunci mai veneau bandiții, mai atacau ciobanii, mai băteau, mai furau mioare din turmă, caș, mai lua câte ceva de pe acolo pe el și avea pagube. Ei, acum când s-a pus David ca un zid acolo, cine dorea să ajungă la oile lui Nabal să mănânce cașul, trebuia să treacă de David. Și era dificil de trecut de oamenii lui David.
Și uite, așa a adus-o bine Nabal, până într-o vreme când a venit sărbătoarea, să tundă oile. Și David umil, i-a trimis un trimis al lui și i-a spus în felul următor: am fost pentru tine ca un scut, ca o pavăză. Acum când e o zi de sărbătoare, te rog, trimite-ne și nouă ceva. L-a prins pe Nabal că îi plăcea să mai bea, și arogant fiind, orgolios, aproape ca orice bărbat. Pe lângă că beția accelerează slăbiciunile noastre, le majorează, le amplifică, dintr-o dată Nabal spune: dar cine-i David ăsta? Sunt o grămadă de slujbi de astea fugite de la stăpânii lor care îți dau mari prin zonă. Nu cumva David e unul din ei? Nu dau nimic, domnule. Și ăsta a rămas mai departe să bea, să se distreze. Nevasta a auzit și știa de ce e capabil David și oamenii lui. Și în timp ce au ajuns trimisul înapoi și au spus: băi, ăsta a făcut mișto din noi. Asta, uite, își bate joc din noi. Trimisul a reușit să-i convingă pe David că se merită ceva. Până dimineață s-a hotărât să nu mai rămână nimic de parte bărbătească. Totul să fie ucis, restul vândut ca rob, și toată casa lui Nabal era anihilată. Totul se termina. Și-au plecat și pentru ei nu era mult să rezolve problema asta. În fața lor n-a venit o știre de 1000 de oameni, că David se descurca și cu 1000 împotrivă. A venit o femeie, dar înțeleaptă și mai ales care știa să vorbească. Și ne spune Sfânta Scriptură că femeia respectivă, când l-a văzut pe David, a avut o atitudine de respect. 1 Samuel, capitolul 25, cu versetul 23. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ, apoi aruncându-se la picioarele lui a zis: eu sunt de vină, Domnul meu. Normal, o altă femeie îi spunea: David, ce sunteți așa nervoși? V-o spăra bărbatul meu, nu? V-o spărat el, v-o enervat el. Te-ți nervoși cu săbile, scoateți, să distrugeți. Și o singură dată v-o enervat. Voi vă dați seama că eu trăiesc cu asta fiecare zi? Gândiți-vă, de-ați ani eu tot răbdă ăsta atâta. Voi o singură dată nervos, vreți să rezultați, terminați, dar eu trăiesc cu el, măi. Uite că femeia asta, în loc să povestească ce chin are cu bărbatul, ce situații dificile cu ea, vine și spune: domnul meu, dacă cineva a greșit în toată treaba asta, eu mi-asum această vină. Și atenție, n-avea Duhul Sfânt, n-avea Evanghelie, n-avea biserică, n-avea slujitori, n-avea nimic. Decât era din poporul Domnului. Și femeia asta, și frumoasă, și isteață, cu un asemenea soț, să face zid în fața lui. Învățăm ceva de estimate doamne creștine? Eu sunt de vină. Dar toți știau că nu ia de vină. De a știe că e una cu el. Și dacă dispare bărbatul și ia de, este în pericol. Și atunci își asumă vina aceasta. Și apoi face ceva. Și spune în felul următor: îngăduie roabei tale să-ți spună la urechi, David. Păi dar spune tare că toți știm de ce suntem nervoși, plecăm acum. Toți știm cine-i bărbatul și ce treabă avem cu el. Spune-și nouă tuturor. Nu, nu. Eu am legământ cu bărbatul meu. David e comandantul oștirii voastre și lui am să-i spun la urechi să n-auziți, de eu nu-mi expun bărbatul meu în fața tuturor celorlalți. Când vă adunați la ceai sau la cafea, stimate surori, unii dintre slujitorii, dintre soții noastre sunt slujitori. Unii dintre ei sunt anunțați la timpul de rugăciune, câteodată nu pot mânca o săptămână întreagă și atunci când mănâncă, nici nu pot dormi să se pregătească. Ce discutați acolo? Ce vorbiți? Că dacă vorbiți din Scripturi, dacă vă rugați, ok. Dar dacă la un moment dat începeți să spun: am eu nu se pricepe la aia, am eu e beton în partea cealaltă, am eu greșit dincolo, am eu sfore, am eu câte nu ai discos acolo. Și toate celelalte bucuroase sori din ceaiul respectiv, gândindu-se pe lângă ce bărbați mogofani sunt ele căsătorite și trebuie să-i răbde așa pe ei. Și asta odată și Duhul Sfânt la dispoziția noastră, Evanghelie aici. Și de foarte multe ori, vasele Domnului și iubiții voștri bărbați sunt terfeliți de toți ceilalți, pentru că în domeniul ăsta nu știm să ne respectăm soții. Și atunci când vorbim, nu vorbim ce trebuie. Am văzut soții care știu să se aprecieze, să vă mulțumesc Domnului. Dumnezeu mi-a dat o comoară, mi-a dat un soț deosebit, mi-a dat, slăvit să fie Domnul. Mă bucur și pentru voi, Dumnezeu v-a dat. Și în momentul acesta, oamenii lui Dumnezeu
capătă zidire în biserică. Sunt oameni care se roagă, care sprijinesc. Biserica e încărcată de puterea Domnului prin vorbele acestea bune pe care le învățăm la asemenea momente. Doamne ajută! Cum v-am spus, eu sunt bărbat și mi se dă când trebuie să vorbesc la surori, mai ales dacă nevastă-mea nu-i de față. Frații mei, permiteți-mi să vă spun că și noi din textul biblic avem câteva atitudini care, pe lângă soțiile noastre care au fost atente, trebuie să le luăm de aici. Prima atitudine corectă a unui soț credincios este să aibă un anturaj bun. Un anturaj bun, adică prieteni sănătoși. Spune Sfânta Scriptură, bărbatul ei este bine văzut când șade cu bătrânii țării la porți. Fiecare cetate avea bătrânii ei. Atunci când apărea vreun conflict, vreo situație dificilă, se adunau bătrânii cetății să discute problema respectivă. Problemele pe care nu le puteau descurca bătrânii cetății, odată pe an sau mai rar câteodată, veneau în fiecare cetate bătrânii țării. Adică cei mai deștepți bătrâni din Israel, din eu. Bărbatul ăsta nu era bine văzut când stătea în piață să vadă ce ieftin azi ca să vândă mâini scump. Bărbatul ăsta nu era bine văzut pentru partidele politice. Bărbatul ăsta era bine văzut la porți când stătea cu bătrânii, atât a cetății, dar și ai țării. Avea un nume în domeniul acesta. Cum de-a ajuns aici? Păi de-a lungul timpului acolo și-a petrecut timpul. Bineînțeles, pentru ceilalți bărbați, probabil nu era așa pasionant să stai să auzi situații delicate, să vezi rezolvări înțelepte, să stai lângă oameni cu greutate, dar timpul a dovedit că e cea mai rentabilă asociere. Uită-te împrejurul tău ce prieteni ai. Uită-te, căci cum îți iei, așa vei deveni și tu. De aceea Sfânta Scriptură spune că tovărășiile rele strică obiceiurile. Păi dacă te-a învățat mama și tata să te rogi înainte de masă și nu, tu nu poți să vezi mâncare și te invite cineva la masă dacă nu faci o rugăciune. Ei, tovarășii tăi care îi ai, care nu se roagă înainte de masă, pentru că au plătit ei mâncarea respectivă și vor râde de tine că tu te rogi înainte de masă. În foarte scurt timp te vor învăța și pe tine să nu te rogi, să consideri o umilință să te rogi înainte de masă. Și asta nu vei face tu din proprie inițiativă, ci prietenii tăi vor face așa ceva, pentru că ăștia sunt prietenii tăi. Ei îți modelează caracterul pe viitor. Vei deveni așa cum vor ei. Pentru că unul dintre aspectele prietenilor pe care îi avem este că ei dăltuiesc în noi ceva. Dacă prietenii tăi sunt buni și îi place să joace fotbal cu tine, te va face un fotbalist. Dacă prietenii tăi au un alt hobby, te vai face ceva de genul acesta. Dar dacă prietenii tăi vor fi bătrânii bisericii, vor fi oameni sănătoși din biserică, Dumnezeu va dăntui în tine pe Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. În urmă cu mulți ani, oficialitățile din Veneția aveau un bloc de marmură înalt de vreo 4 metri, la care și-au mai încercat puterile niște sculptori ai vremii, dar nu reușise să facă nimic. Și l-au chemat pe marele Michelangelo și i-au spus, din blocul ăsta de aproape 4 metri, poți să faci ceva? Și Michelangelo a spus, îl voi sculpta pe David din Scripturi. Și a spus, dar cum? Simplu, voi îndepărta surplusul. Și-a luat dălți mai mari, dălți mai mici și-a început să îndepărteze marmura în plus. Care era în plus? Și după un timp l-a șlefuit frumos și oricine merge la Veneția, statuia de 3,70 m înălțime, ea lui David o poate admira acolo, pentru că Michelangelo a sculptat-o. Când noi intrăm în biserică și mai ales în căsătorie, vin slujitorii, apostolii, prorocii, păstorii, învățătorii, frații de biserică, toți au trusă la ei, cu dăltiți. Nevasta are o trusă specială pentru noi toți, slăvit să fie Domnul. Are și bicamăr, dacă vreți, ca să îndepărteze surplusul. Să-L dăltuiască noi pe Iisus Hristos, nu pe David. Noi fugim de îndepărtarea surplusului. Câteodată la anumite conferințe de familii vine câte un frate, frate, am 40 de ani de căsătorie, dar sunt original ca la început. Adică bloc de marmură ca la început. Nevasta spune, da, frate, așa e, nu s-a putut schimba nimic. Așa au rămas. Bă, dar te dăltuiește cineva, îți îndepărtează surplusul, multe din surplusul sunt nervozități, multe din surplusuri sunt glume aiurea,
Multe din surplusuri sunt anumite atitudini care nici noi nu suntem bucuroși de ele, ca să-L dăltuiască în noi o ființă vie și să asemănăm asemenea lui Hristos, Doamne ajută! Caută-ți prietenii din adunare care doresc asta. Caută-ți oamenii ai rugăciunii. Să fie aici. Știi că într-o zi frații vor avea, te vor vedea în fiecare marți sau când aveți dumneavoastră rugăciuni, te vor vedea la rugăciune. Te vor vedea rugându-te. Te vor vedea pasionat. Într-o zi toată conducerea bisericii va fi în fața unui probleme. Răspunde, frate, rămâi și dumneata ale pe loc. Vrem să ne sfătuim la o anumită problemă. Dar de unde te-a sesizat el? Pentru că îți pasă. Pentru că ești aici. Sunt mulți oameni care nu sunt aici, dar vor consultați. Dar unde vrei să fii consultat? Dacă tu ești mai mult în altă parte, dacă tu ai alte hobby-uri și nu ești trup și suflet aici. Ori omul ăsta era între bătrânii țării. Era bine văzut în mijlocul lor. Pentru că își făcuse deja un obicei să fie acolo. Uită-te la timpul pe care îl petreci tu. Este un timp în casa Domnului? Este un timp pentru unitate? Este un timp pentru lucrare? Uită-te la prietenii tăi. Dacă sunt numai prieteni de grătare și de fleși și de mirosuri plăcute, nu uita că după zilele frumoase mai vine și nori, mai vine și ploaie. După zilele bune vine totdeauna o zi rea de care nu scapă nimeni. În ziua aia nu te ajută grătarele. În ziua aia nu te ajută mirosul fleișilor pe care le-ai mâncat. În ziua aceea te ajută prietenii tăi cu care te-ai învățat să te rogi și să postești. Îi ai? Sau trimiți bilet la biserică? Frații mei, până acum eu am mâncat în locul vostru, ia mai postiți voi pentru mine de acum. Iubitul meu, prietenii tăi vor dăltui în tine un anumit caracter. Dacă ai oameni nemulțumiți de orice lângă tine, în foarte scurtă vreme vei fi nemulțumit. Dacă în schimb te pui prieten cu oamenii rugăciunii, vei deveni un om al rugăciunii. Dacă ești prieten cu oamenii ai unității, vei deveni un om al unității. Dacă ești prieten cu oamenii care studiază Scriptura, îți va place să studiezi Scriptura, chiar dacă pentru început simți că nu-i ți-e dat lucrul ăsta. Îți va place așa ceva, pentru că prietenii îți vor forma caracterul. Iar dacă ai niște prieteni care iubesc familia, care au o casă de copii, dar și iubesc soția, iubitul meu, indiferent ce îți va greși soția, prietenii tăi te vor încuraja să o ierți și să mergi mai departe cu iubirea lui Hristos. Doamne ajută! Prietenii tăi vor face lucrurile acestea. Și e foarte important de cunoscut și de știut. Am întâlnit tineri care în viața de căsnicie au avut probleme. Mai toți au probleme pentru început. Este bătrânii numeau perioada de început a căsnicie, de juguire. Pentru că căsnicie este un jug. O să vedeți în lumea vestică aici, occidentală. Trăiesc în concubinaj. Trăiesc în concubinaj mult timp. 30 de ani. El are serviciul lui, are punga lui, caseria lui, planurile lui, dar dorm în același pat, mănâncă la aceeași casă și pleacă împreună. Au și copii împreună. După 30 de ani de concubinaj se gândesc să se căsătorească. Interesant, după 2 ani divorțează, nu mai pot. Păi acum 30 de ani ați stat în concubinaj, ați stat împreună și după 2 ani de căsătorie legitimă nu mai poți. Da, căsătorie este un jug. Și în jugul ăsta trebuie să ții cont de celălalt. Câtă vreme eu alerg pe drum, de exemplu, singur, pot alerga cu 30 km la oră, mă forțez și alerg. Nevastă-mea cât să vrea, poate alerga cu 20 km la oră. Bine, câtă vreme fiecare alergă pe drumul lui, eu văd de 30 ai mei, ei își văd 20 ai. Când ne-a pus jugul amândoi, eu pot cu 30, dar nu pot din cauza ei, că poate numai cu 20 și eu simt că e o frustare că nu pot alerga. Ea poate mai mult în anumite domenii, dar nu poate din cauza mea, că nu-l iau eu. Și o frustrare pentru ea. De aceea căsătoria este un jug. Și la jugul acela te juguiești. La jugul acela spui, măi, dar hai mai repede. Nu pot, dar vine ea. Dar hai și tu mai repede la făcută. Nu pot, nu-l iau. Și juguirea asta presupune o echilibrare. Toți avem și trecem prin situațiile astea. Câteodată te duci supărat la servici sau te întâlnești la biserică, supărat. Și care sunt mai experiența așa, mai experimentați cu flair, așa, cumva, îți spune, băi, ce, te-ai certat cu nevasta, nu? Și acum există două feluri de prieteni. O serie dintre prieteni care, din păcate, sunt din ce în ce mai mulți, care spune, lasă, băi, sunt atâtea.
Ce problemă? E viața de la început. Păi de unde-i concepția asta biblică? Lasă, domnule, că ce leagă biserica e legat în cer și dezleagă biserica un concept fals. Că Biblia nu dă voie bisericii să dezlege furatul, de exemplu. Biblia nu dă voie bisericii să dezlege minciuna. Hai să spunem toți minciuni, că biserica din Viena o dezlegat. Biblia dă voie să legăm și să dezlegăm lucruri la care Biblia nu-i clară, nu-i definitorie. Dar nu la păcat, frații mei. Ori divorțul e foarte clar în Biblie prezentat. Care e poziția biblică față de divorț? Ori vei găsi oameni din ăștia care lasă-o măi. Sau vei găsi dintre prietenii tăi oameni sănătoși care vor spune așa, măi, și eu am avut probleme cu nevasta mea. Da, am trecut peste. Cât am iertat eu și mai ales cât ea a iertat, dar de dragul Domnului și de dragul bisericii și de dragul copiilor, am lăsat totuși, uite acum ne vezi în urma noastră, au văzut copiii toate lucrurile. Știi că prin zare iei un buchet de flori, vii acasă la soția ta și dintr-o dată dai un nou avânt la o căsătorie care la un moment dat v-ați muncit, parcă aproape era terminată. De ce? Pentru că prietenii te influențează, iubitul meu. Din seara asta te rog, caută-ți prieteni sănătoși. Văd că greu vi se dă aminul când vă uitați la prietenii voștri. Știu că o parte din prieteni arată bine la început așa. Căutați-vă oameni care să vă întrebe duminica dimineața, ai fost bolnav din ai fost la biserică? Sau ai fost la mâncat mici, prin nu și piață, pe ei să dea o mici? Întreabă. Nu îi spune, băi, vezi de neamurile tale. Nu, măi. Pentru că dacă tu nu ieși și ești bolnav, vreau să mă rog pentru tine. Iar dacă îți plac micii, hai la biserică cu mine și după ce se termină, mergem, mâncăm amândoi mici. Dar vreau să fii cu mine la biserică, tu ești prietenul meu. Ai prieteni de ăștia? Să ne ajute Domnul. Amin. Cu asemenea atitudine, frații mei, bună, de la prieteni buni, de la un anturaj bun, vii în familie. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l facă bărbații, din nou un test foarte greu, ca și cel al prietenilor, este să-și laude soția și să-i aducă complimente. Hai că dacă prima o mai făcem noi așa, da, lăuda, nu prea ne priceapină. Noi nu suntem comunicativi, vorbim foarte puțin în raport cu soțiile noastre. Însă Biblia vine și spune aici, bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Uitați-vă aici că bărbatul acesta, care avea un anturaj bun, pozitiv, nu așteaptă ca nevasta lui să facă și niște epizoare respectivă. Să depășească recordul mondial la aspirat prin casă. Să depășească recordul mondial la o grămadă de lucruri. Nu, nu. Ci el când se scoală, o numește fericită. Îi aduce laude. Pentru că ziua bună totdeauna se cunoaște de dimineață. Noi când ne sculăm dimineață, suntem de obicei morocănoși. Întrebăm ce mâncăm, cu toare. Te-aș ruga tare mult, de mâine dimineață schimbă registrul. De mâine dimineață când te scoli înainte de orice, de a-i ști, începi să o lauzi pe soția ta. Ce deosebită ești! Caută cuvintele cele mai potrivite. Dacă soția ta nu e obișnuită, vorbiți cu un asistent medical, vă dă o pastiluță de inimă, dați-o prima dată la doamnă și după aia începeți să o lăudați, că ce niște aici probleme mai avem. Mai ales din ce știu eu o serie de bărbați din biserică, dacă ar spune, dragă, ce deosebită ești, că cineva s-ar uita în spate, mai este vreo doamnă pe aici prin zonă? Pentru că ar fi șocată. Noi de obicei ne iubim soțiile, dar li spunem lucrurile astea în gând și când doarme, să nu se prindă vreodată. V-aș ruga tare mult, începeți să faceți antrenamentul acesta. Pentru că o soție, doar că e bolnavă sau pleacă, vă puteți da seama ce muncă enormă face. Și ați văzut lucrurile astea, după vasele nespălate, după lucrurile care au rămas prin cameră, așa cum au fost, că zici că au trecut teroriștii Hamas prin zonă, pe acolo. Îți dai seama, ei bine, ea nu-i plătită de tine. Știți cum muncește o soție și câtă pasiune pune ea când soțul se scoală dimineața și spune, sunt binecuvântat că te am. Ești visul pe care Dumnezeu l-a împlinit în viața mea. Păi știi cum merg aspiratoarele, toate celelalte? Când vezi să oprește, mai vii cu un compliment ceva. Totul merge numai de dragul ăsta, pentru că ea simte spatele apărat. Că cineva îi spune ceea ce trebuie. Și dacă noi, permiteți-mi, stimați bărbați, să recunoaștem că suntem provocați prin vedere, ele sunt provocate prin declarații și prin atingeri. Așa le-a creat Dumnezeu.
De aceea un coleg de muncă care toată ziua apreciază, o stimează, ce bine stă, ce bine... Este vulnerabil în domeniul ăsta. Când vine acasă, găsește pe unul care e sătul de toate, întreabă ce faci bine și acela e transmis așa, dar la servici sau la locul de muncă sau la anturajul ei se întâlnește cu un tată la un alt copil care nu are decât complimente pentru ea. Este vulnerabil la așa ceva. Și bărbații ar trebui să se trezească, să se știe. M-am bucurat cu sorul, zis amin. Câteodată când predic de lucrurile astea, mai ales când predic despre surori să-și facă datoria, mai este un bărbat așa, se uită, nevastă, tot ce vorbește omul ăsta? Apoi când, cum e cazul ăsta, bărbații să-și laude nevestele, o soră îndrăznit, nu a fost atentă la vorbire, un moment din neveghere, o sus amin, toate celelalte în minte, o sus, cred că aude și bărbatul meu cuvântul ăsta, din partea Domnului, sigur. Stimatei mei soți, v-aș ruga tare mult. Nu că sunteți în concurență cu alții, dar multe dintre soții sunt frapate de faptul că o doamnă polițist oprește la un moment dat și mai știi că ai șcălcat o regulă rutieră. Și într-o dată soția care te știe morocănos, că știi, nu faci complimente la nimeni, te vede cu doamna polițist. Doamnă polițist, dar ce bine arătați, dar ce bine vă stă chipiul ăla, dar ce frumos așa, dar da, astăzi ați avut, cred că, o zi bună. El speră să-l scutească de la amendă. Nevasta rămâne mirată, mai cum de cu doamnă? Trebuie să mă fac și eu polițist, pare că să te opresc din ce în ce mai des ca să au niște declarații de genul ăsta. V-aș ruga, stimații mei, învățați-vă să vorbesc frumos cu soțiile dumneavoastră și să începeți de dimineață. Și apoi mai există un aspect, nu numai când începeți să lăudați și ce spuneți când lăudați? Câteodată, câte o soție de-a noastră, din când în când își mai cumpără o rochiță și apoi vine cu ea la biserică, se așează unde se așează ea de obicei și următoarea întrebare care ți-o pune, te-ai uitat după mine? M-ai văzut? Dacă tu îi spui că nici nu știi pe unde e ea, dar ai văzut pe alți frați, îți pregătești singur conservele, ce să faci? Dar dacă tu spui, da, te-am văzut, erai, eu de obicei când mă duc cu soția undeva, primul lucru pe care vreau, după ce am ajuns, că de obicei eu ajung la amvon, ea îmi spune mie că trebuie să mai ducă la baie, până am intrat eu, am ajuns la amvon, pe ea o duc frață și o urcă pe la, undeva pe sus, pe la balcoane, pe la cucurig, undeva sus, așa, eu la amvon n-am liniște, vrea să-mi fac semn cu mâna că e acolo să stau liniștit. Totdeauna mă întreabă, ai văzut unde-s? Ce păreri ai? Și în momentul ăla tu spui, da, m-am uitat la tine. Mai erau niște doamne de astea în vârstă, ca să nu spun direct așa, mai erau pe acolo, da? Tu arătai bine față de alea. Din nou hrană răci. Dar dacă tu vii și spui conform învățăturii, deci, măi, multe fete frumoase, cinstite, grozavă, dar tu le depășești pe toate. Eu n-am avut decât ochi pentru tine. Din momentul ăla, iubitul meu, tu ai o viață liniștită și o ai cu cine trebuie. Slăvit să fie Domnul! Una dintre problemele cele mai mari pe care le avem noi bărbații și trebuie să o luați ca o vulnerabilitate a noastră este că noi suntem formați pe stilul acesta de vânător. Tot ne uităm în dreapta. Ne-am văzut sași în căruță, adică ne-am căsătorit cu cineva la care am pus marfa întâi. Ne-am văzut. Dar noi încă ne mai uităm așa într-o parte și în alta. Și asta e spiritul nostru, a vânătorului, care totdeauna e mai atent în altă parte. V-aș ruga tare mult, focalizați-vă pe soția voastră. Focalizați-vă pe ea, pentru că nu suntem diferiți de ceilalți. După cum vedeți, s-aud diferite vești. Există oameni care, se spune, la perioada destul de, nu chiar târzie, dar destul de târzie, așa, pe la 45-50 de ani, apare o anumită criză, numită criza maturității. Psihologic e documentat lucrul ăsta. Când copiii deja sunt mari, când toate lucrurile s-au așezat la locul lui, interesant că soțul, care e director sau care e ceva acolo, nu contează ce-i, se îndrăgostește de secretară, de colega de muncă, care cu 20 de ani mai e tânără ca el. Vin reporterile și îl întreabă pe domnul senator, pe domnul primar, domnul primar, cum de v-ați lăsat soția cu care ați dus greul căsnicie, a fost sărași amândoi, cu ajutorul societății, învățăturii pe care ați avut-o, ați dezvoltat, ați crescut 3 copii, ați ajuns la... Cum de acum ați lăsat-o și v-ați luat-o pe secretară sau pe ceilalt cu 20 de ani? Și el vine și spune reporterului, domnule, a venit îndrăgostirea așa, da, peste mine.
Și reporterii, fiindcă faci din parte din aceeași lume coruptă, să știți că aveți dreptate. N-ai cum să te dai din. Dacă a venit îndrăgostirea și te-o luam, nu mai contează cine e nevasta ta. E ca și cum vine trenul, da, peste tine și ești o victimă. Stimații mei, știți că trenul ăsta circulă? Și te trezești îndrăgostit de nu știu cine, știi de ce? Pentru că nu te mai uiți la nevastă ta. Te-a șugat tare mult dacă ești căsătorit, stai cu ochii pe soția ta. Adu-i laude, adu-i complimente, adu-i flori dacă îi place, dacă îi place înghețată, adu-i înghețat, chiar dacă îngrașă, nicio problemă. Du-i, focalizează-te acolo. Fă-i declarații, pentru că în timpul ăsta e scutit de toate celelalte. Soția mea e depășită de multe fete de la voi, pentru că cu timpul am bătrânit. Dar ea e cea mai frumoasă, la ea mă gândesc. Când mă gândesc la un ideal al frumuseții feminine, mă gândesc la soția mea. Nu contează ce îmi prezentați voi, vedete de cinema sau ce vreți să-mi prezentați. Eu alerg spre idealul meu, pentru că acolo mă concentrez. Câtă vreme o iei așa, ești necredincios soției tale în mintea ta. Și de la minte până la ocazia faptică, dacă ți se oferă, vom auzi cum zornăiesc lanțurile lui Samson că te-o prins. Dar de ce să nu fii tu credincios soției tale și la nivel mental? Pentru asta focalizează, transmite, scrie mesaje. Păi da, aveți 50 de ani, adică să, cum îi scrie, că ți-i dor să vii acasă? Da, mi-i dor să te văd, mi-i dor să te îmbrățișez, vreau să vorbesc cu tine, vreau să te aud. Mi-e așa de scump lucrul ăsta. Vi-e atât de greu să faceți? Știu că vă pun o întrebare foarte grea. Vă uitați la mine și parcă în mintea voastră ziceți, oare ne mai chinui mult omul ăsta? Stimații mei, astea sunt lucruri care trebuie să făcute. La consilierile pe care le avem și acolo ne trebuie să mai reparăm ce se mai poate face. Întâlnim bărbați care scapă pe aeroport, acasă nu mai sunt și în altă parte n-au ajuns. Sentimental. N-au făcut niciun păcat. Pe nevasta nu mai poate suporta și la alta nu poate ajunge. Închipuiți-vă un chin mai mare. Închipuiți-vă un chin mai mare. Pentru că și-au permis să fie necredincioși legământului în mintea lor. V-aș ruga tare mult. Faceți declarații pozitive, focalizați-vă pe dragostea aceea. Doamne ajută! Ultimul și ultima atitudine care menține binecuvântarea, pe lângă anturajul pozitiv, pe lângă complimente și laude la adresa soției sale, ultimul este că se încrede în soția sa. Abia la nivelul ăsta te poți încrede în soția ta. Dacă tu nu ai un anturaj pozitiv, ăștia îți vor spune de foarte multe ori prietenii tăi că nevasta e un rău necesar, că lumea așa funcționează. Dacă ai un anturaj pozitiv, el va spune că cea mai mare comoară pe lângă mântuire pe care ți-o oferă Dumnezeu este soția ta. Ca atare la comoara aceasta e mai prețioasă ca mașina, ca casa, ca studiile, ca orice. Și ca atare o vei privi ca o comară și o vei trata, o vei lăuda, îi vei aduce complimente. Păi odată ce o lauzi, tu te încrezi în ea. De aia Biblia ne spune să ne învățăm să lăudăm pe Domnul. Lăudați pe Domnul, căci este sfânt numele Său. Ori Dumnezeu nu pentru El cere lauda. Totdeauna lucru pe care îl lauzi, în ăla te încrezi. Dacă lauzi un medic, în el te vei încrede. Dacă lauzi o anumită partid politic, în el te vei încrede. Dacă le vei lăuda pe Domnul, în el te vei încrede. Și dacă îți vei lăuda soția, și vei spunea o soție, te vei încrede în ea. Nu-ți faci niciodată probleme. Îți dai seama că tot ce face ea este bun. Și își va da silința să se autodepășească. Spune Sfânta Scriptură de femeia aceasta că avea din partea bărbatului încredere. Și ce interesant, și mulți bărbați n-au ajuns până aici, de aia să plâng. Spune Scriptura în versetul 11 așa: inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. E legată încrederea de veniturile pe care le aduce soția. Stimații mei, când ajungem la nivelul acesta să tratăm soția noastră cu încredere, în momentul respectiv avem spatele acoperit. Un bărbat care tratează soția cu încredere niciodată știe că din punga familiei nu dispar bani fără că el să știe de acolo.
Niciodată știe că soția lui nu trimite mesaje altcuiva, pentru că a ajuns la nivelul ăsta de încredere, a ajuns la nivelul acesta de stabilitate și, efectiv, inima lui se încrede în ea. Vedeți că există aici lucruri pe care noi trecem foarte ușor. Ea ajunge să gândește la un ogor și îl cumpără. Păi da, nu-i trebuie aprobare la chestia asta? Ba da, îi trebuie aprobare. Dar inima bărbatului se încrede în ea. Cu toate că el s-ar putea să fie informat sau nu, dar el se încrede că tot ce face nevasta face bine. Face cingători, dă negustorului, dă lucru de peste zi slujnicilor sale. Asta înseamnă că poate este partener în compania respectivă sau în afacere respectivă, pentru că a ajuns la nivelul acesta să se încreadă. Și e foarte important lucrul acesta. O familie care nu are încredere financiară unul în celălalt, în care fiecare trebuie să vadă ce se întâmplă, totdeauna se întreabă, este o familie care are greutăți, care are situații dificile. Și familiile acestea de obicei nu ajung numai la neîncredere în domeniul ăsta, ci ajung la neîncredere sentimentală, când se gelozesc unul pe celălalt. Când la un moment dat te duci acasă ca soție și bărbatul spune, am văzut pe cineva că s-a uitat la tine în partea surorilor și zâmbea la tine, dar omul ăla s-a uitat la toate surorile. Nu, la tine, dă-mi telefonul. Dă-mi telefonul să văd, s-a scris careva vreun mesaj, totul este interpretat. De ce? Pentru că lipsește încrederea. Știți câte daune fac lucrurile acestea? Pentru că n-au fost etapele respective. Uită-te la prietenii care ai. Dacă sunt oameni de încredere și oameni serioși, vei deveni și tu ca ei. Dacă sunt oameni spirituali, vei deveni ca ei. Apoi cu acea creștere și educare a prietenilor tăi, vei intra în familie și în biserică. Vei avea apreciere, vei avea stimă, vei avea respect pentru oamenii lui Dumnezeu și în mod special pentru soția ta. Te vei focaliza cu dragostea ta pentru ea și nu în ultimul rând, te vei încrede în ea. Îi vei spune, dragă, ceea ce găsești tu de făcut, fă, pentru că eu sunt aici, vreau să te ajut să lucrăm împreună. Vă pot spune din discuțiile pe care le-am avut cu foarte mulți slujitori, că este o împlinire a lucrării pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Să ai așa ceva, să ajungi la nivelul acesta. Dar toate acestea sunt trecute în Biblie să învățăm din ele. Observ și la momentul actual oameni care n-au dezvoltat încrederea, nici financiară și nici altfel. Și bărbați care, de exemplu, să fie cu iertare, când s-au căsătorit, au început soția să-i facă o mămăliguță. Dați-mi voie să vă vorbesc de o mâncare care se face foarte simplu. Am citit undeva că mămăliguța pe care o mănânci îți crește gradul de inteligență. Și eu am mâncat foarte mult mămăliguță. Din punctul ăsta de vedere, îmi mențin modestia, dar și dumneavoastră cred că ați mâncat. Faci o simplă mămăliguță de genul respectiv. Faci o mămăliguță. Ia învârte acolo mălaiul și cu tot ce trebuiește, pune puțin sare, bărbatul stă să asiste la o simplă mămăliguță. După ce ea termină, vin el și mai dă două ture. Nu schimbă cu nimic compoziția, dar mai dă două ture transmițându-i ei că n-a avut suficient rotiri. Femeia aceea când va face mămăliguță va întreba, e suficient? De prăjit? E suficient? Să nu te miri că vei fi deranjat până când ai 70 de ani. E bun asta? E bun cealaltă? Băi, nevastă, nu m-a mai supărat. Măi, dar tu m-ai învățat să te întreb continuu. Învață-te să te încrezi în ea. Totdeauna când o soție face mâncare, mai apar și erori. Cine crezi că mănâncă erorile? Nu tot noi? Dar până reușești să mănânci bine, mai mănânci și erori. Și soția sunt profund recunoscătoare că tu spui, dragă, data asta a fost mai sărat puțin, dar data viitoare mai dau cu apă, mai cu tare, data viitoare va ieși mai bine. Și gospodinile bune pe care le avem nu au fost din prima, dar noi a trebuit să suportăm. Știți că atunci când vin musafirii, îți pregătește mâncarea cea mai bună, dar până la mâncarea cea mai bună, le ducem așa cum este. Mâncăm ceea ce este. Și ele ajung, Doamne, gospodinii bune, oameni, persoane care știu să chivernisească, pentru că apar anumite erori, dar la noi găsesc înțelegere. Pentru că suntem oameni cu un anturaj pozitiv, cu o gândire pozitivă, oameni care lăudăm și apreciem și apoi ne încredem în ceilalți. Și când ai o asemenea familie, fratele meu, ești într-adevăr binecuvântat.
simți că te întorci în zona în care tu ești guvernator și care ești privit cu respect. Pentru că binecuvântarea Domnului se adună acolo, este înmulțită acolo și apoi copiilor tăi le dai din binecuvântarea ta. Și de ce să nu vă spun cum spune Biblia, Dumnezeu să-ți binecuvinteze copiilor tăi. Și într-o lume pervertită în care trăim, binecuvântarea face diferența. De aceea mă rog ca Dumnezeu să continue să dea binecuvântarea sa peste noi, peste copiii și peste nepoții noștri. Amin.